Astăzi, Televizuina prezintă televiziunea Daregin TV. Mai precis, emisiunea Pe un drum cu voia bună. Cea mai relaxată emisiune de pe fața pământului. Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei. Nu vă gândiți de ce eu am o problemă în seara asta. Iară sunt un pic obosit, iară sunt un pic supărat, iară sunt un pic așa înnăcăjit. Vreau să vă spun că în seara asta e un seară mare. Pentru că oamenii se știu între ei. S-ar putea să vă dau dumneavoastră această carte. Oricum mai am și altele acasă. Chiar și cu telespectatorii care îi sună. Ceva rudă cu Cristi Moldovan? Da, da, sunt cumnata lui Cristi. Cumnat, spuneți acum. Sunteți frate cu Cristi, nu? Nu sunt frate cu Cristi. Coincidență. Ah, coincidență, nu e frate. Nu, Cristi mi-a șoptit că e fratele. Moldovan. Nu. În general, în emisiunea asta, oamenii o dau pe bancuri. Chiar dacă nu le spun bine, sau le explică, sau și le strică unul altuia. Acum câteva zile tot așa am auzit un banc fain, sper să-l și rețin foarte bine că este mai nou, sau cel puțin nu l-am auzit. Apoi nu himânios, nu, poate nu, eu și intra tromful. De pierdeau grofii banii, nu le-a intrat tromful, știi? Și răspunde doamna la telefon, alo, da iubire, iubire unde ești? Dragul meu, sunt la spălătorie și în timpul ăla scotea macarau așa din lac afară, știi? Eu sunt la spălătorie. Păi nu vreau să... Brandu. Se atingă corazonul la o parte. Ce zice, aveți că am sărit în apă cu mașină, nu? Dar iar comentez, iar mă iau cu vorba și vă răpesc secunde din deliciul televizat local. Bă, Cătăline, rău mă dor, ochii mă dor, ori a ajuns imnul național al sudorilor. Și nu în ultimul rând, tradiționalul la mulți ani. Și să nu-și mai cerce bărbații tot ziua. Mă, lasă, mai bea și câte o bere, Sara, și... Așa e. Bă, acum, nu? Ți-e și mai indulgent un pic. Hai, călcate iar nevoile, dar tu la ce te gândești, mă? Ăsta nu, bă, ăsta a fost pe sistem turbo de azi dimineață, de când o vin. Nu, a ardit iar foc. Am revenit în studio, dragi spectatori, eu tot am tendința să dau cu mâinile pe aici, dar nu mă agresează nimeni. Ca să vorbim un pic și mai elevat, așa, de ce vomită bețivanii în tomberon? Nu știu, că n-am pățit el. Ca să aibă... Mai am pățit, dar nu vreau să zic nimic, eu știu, dar nu vreau să zic nimic, să nu par nebun. Deci să recapitulăm. Deci bețivanii vomită în tomberon, să aibă boschetarii micul dejun la pat. Iată, dragi telespectatori, că din păcate emisiunea noastră e cam pe sfârșit. Ce să zic, vreau să vă mulțumesc vouă, tovarășilor și prietenilor mei. Bă, dragă, și bine o dată! Acum, televizuina@gmail.com.